Salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi, da, e luni, deci hai să trecem la treabă, la un subiect despre care o să-l discutăm. Hai să discutăm despre cum e să fii, cum a fost copilăria mea. Da, știu, încă sunt copil, deci, da, dar cum e până acum la 14 ani? Pentru că da, atâta am 14 ani, deci hai să vedem. Da, eu copilăria mea a fost drăguță, frumoasă. Nu mă jucam mult pe computer, deci nu erau chestiile de genul. Bun, erau computerele în 2000. Atunci și apăruseră, cred că, nici nu știu, sincer să fiu, dar știu că primul computer l-a avut fratele meu, cred că prin, nu știu exact anul, dar cred că prin 1999, da. Fratele meu e mai mare ca mine, deci cu un an înainte să mă nasc eu, de fapt cu 2 ani înainte să mă nasc eu, el a avut primul computer, da? Deci nu l-a luat foarte de mult și, da, eu de obicei nu mă joc pe computer, nu mă jucam. În acel timp, când aveam 7 ani, ieșeam foarte mult afară cu prietenii, cu vecini de la bloc. Ne jucam, ne distram, diferite jocuri, de exemplu, cred că se cheamă Portocalele, un joc în care trebuie să spui un număr care îl are cineva și dacă spui un alt număr care e afară, ieși afară, deci ceva în genul. Deci nu trebuie să spui numere care nu sunt, ci trebuie să spui doar numere care sunt. Și se încurcă limba în gură, e foarte, foarte repede trebuie să faci. Cred că nu aveam și un timer, deci am pus noi, nu cred că există în jocul normal, dar noi am pus un timer, cine zice, trebuia să zicem în 10 secunde, deci nu aveam timp foarte mult să ne gândim. După aia, când erau doar 2 rămași, atunci trebuia în 5 secunde să zicem. Și era foarte ușor, dar câteodată îți venea să spui alt număr. Știți cum spui tot timpul același cuvânt într-una, îți iasă în alt cuvânt și e ceva în genul. A fost greu jocul, chiar dacă sună destul de ușor. Da, mă jucam mult prin fața blocului. Eram, cred că, tot timpul ăla care îmi puteam cu vorul meu. Eu și fratele meu ne băteam cam în fiecare zi. Și prin 2011, da, 2010, atunci și-a luat și fratele meu un computer mult mai bun și atunci mi-a deschis și eu pasiunea pentru computere. Mă jucam jocuri, mă uitam la filme, da, chestii de genul. Mai mult mă jucam pe Kizzy, K-I-Z-Y. Da, Kizzy. Sunt jocuri online, deci nu sunt jocuri de genul Minecraft și astea. Prin 2000, cam pe, nu, prin 2011, atunci am descoperit eu Minecraft-ul. Știu, e multă bălbăială, dar da. Atunci am descoperit și eu Minecraft-ul la niște suedezi, pentru că eram deja în Suedia și mi-am primit primul meu telefon care era cu touch. Pentru că până atunci nu aveam telefon decât de la vechi. Oricum. Primul meu telefon a fost un Note 4, care încă îl mai am, dar nu știu unde e. Așa că, bă știu. Dar o să aveți puțin lumină în ochi, deci o secundă. Așa, e, înapoi, gata. Da. Note 4-ul meu.
Așa arată. Și da, puteți să vedeți ce e în spate. Note 4-ul meu. Așa arată. Puțin bușit. Puțin, de fapt, camera e distrusă. Cred că se vede. Da. Camera oricum e distrusă, e fucked up. Așa arată în interior, dar nu mai am nicio cartelă în el pentru că nu îl folosesc. Acum îl folosesc S6. Am avut și un S5, dar a fost furat și da. Atunci mi-am luat un S6. Deci n-a fost furat de mult S5 meu și... Wow. Mi-a dat cineva un mesaj. Oricum. Îl folosesc mult pentru update-uri și chestii de genul. Fac lucru pe el. Da. Chestii. Chestii ca și... Să puțin să dau jos luminozitatea. Cred că... Așa e ok. Lucruri ca... Stați puțin. Aici. Aici sunt jocurile care le joc eu. Da, care le folosesc. O să le spun și numele. Warn Text on Pictures, Love Post, Card 2, Photo Collage, hai că îi spunem în română, Photo Edit, Text on Pictures, Photoshop Express, Found Studio, Phone Studio și Your Cam Perfect. Your Cam Perfect. A, ceva în genul. Camera 360. Cut past post. Adică cat pastel. Da. Le folosesc și o să vă zic ce o să fac într-un minut. Primul, cel cu inimioară. Da. Cel cu inimioară. El mă ajută să pun texte pe astea, pe poze. Primul, celălalt cu inimioara, deci nu inimioara roșie, celălalt de lângă ele. Acela mă ajută să fac poze de dragoste, ceva în genul. Cred că așa ar trebui să le explic. Primul jos, cel cu acele creionașe, mă ajută să pun texte pe poze. Celălalt de lângă mă ajută să... De fapt, stați. Da, celălalt de lângă mă ajută să pun poze, adică lucru pe poze și texte. Cel din capăt, al doilea, asta mă ajută să pun mai multe poze la 1, adică să fac o chestie cu toate pozele. Din toate pozele să fac o poză. După aia, pe al treilea rând, primul e cel care îmi perfecționează camera, adică îmi perfecționează, cum mi se zic, pozele. Stai să spun că am intrat pe altceva. Da, deci toate cele de jos 3, toate cele 3, nu ultimele, ci penultimul rând. Acela mă ajută să perfecționez pozele. Iar ultimul de jos, primul, care e ultimul de pe ultima ăsta rând, mă ajută să decupez dintr-o poză lucruri și să o pun pe altă poză. Și celălalt mă ajută să-l optimizez foarte bine. Ce e optimizatul? Adică mă ajută să le fac să arate foarte bine. Cu asta lucrez eu foarte mult. Wow. Să vedem dacă... așa. Dacă am și o poză să vi arăt. Dar ar trebui... Wow, am foarte multe. Acum o să dau cam un spoiler, dar nu mă deranjează.
Hai mă, serios. Da. Mă enervează. Da, scuzați, a intrat acum. Da. Trebuia să închide. De fapt n-am închis, am pus pe pauză. Ok, hai că dăm un mic spoiler. Poza e foarte mică. Nu cred că o să puteți să citiți ceva din ea. Dar na. Cam ceva de genul. Oh, stai că pot mări. Eu sunt cel fraier pe aici. Da, încă mi-au mai rămas multe secrete de descoperit la not căcatul ăsta. Hai mă. Așa, ceva. Dacă... Da, episodul 1, lumea restului. Eu sunt Ricardo, să avem pe celălalt canal. Și acel redstone care l-ați văzut, acela l-am decupat. Și restul sunt făcute în alte... În altul. Texturile. Că dacă vreți să aveți asta și ziceți, băi, dar nu merge. Tot ce trebuie... Da, un lucru, nu știu dacă le găsesc și pe iPhone. Asta e doar pe Android, cred. Da, căutați-le, dar nu știu. Cam asta ar fi ce am vrut să vă spun și zic eu că cam atât. Nu știu, deci, sincer să vă spun, nu știu. Aici, aici, odată, hai, 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 hai. Da. Am făcut și mai multe poze. Poze foarte... Mai așa, mai... Mai, mai. Mai, dacă vreți să știți. Și cum se fac? O să fac un tutorial la aceste aplicații. Dar nu acum, ci când o să-mi cumpăr acel laptop nenorocit de care v-am omorât. Da. Că v-am spurcat zilele cu cât am zis laptopul ăla. Nu am zis dacă... Și a fost să fie... Da, și computerul meu va ajunge peste o lună. Adică... Cred că în martie. Dacă nu ajunge în februarie. Pentru că aici e foarte mult liber în februarie, deci... E o săptămână liber pentru că e februarie. După aia e o săptămână liber că nu știu ce. Și după aia vine... nu știu ce, Sportlov, adică... Trebuie să faci sport în acea săptămână. Ești liber să faci chestia aia. Bun, dacă vrei, e total opțional. Dar... Și cam am ajuns la... Au ajuns cei de la firma în care am cumpărat, au ajuns la concluzia că... Dacă nu ajungem în februarie, să știi că ajungem în luna viitoare. Adică în martie. Ura! Ce pot spune? Ura, strigați cu mine, era să zic eu ce. Scuze. Nu mă pot obține, sunt plin de nervi, pentru că... Mai ales când mă gândesc la chestia mie atât de jalnic, adică, i-am zis, am avut foarte mare încredere în voi că mi-l aduceți în februarie și ajunge până atunci. Am zis, da, dar, știi, se întâmplă. Am înțeles, ok, se întâmplă. Dar, i-am zis, curier rapid, pentru că dacă tot s-a întâmplat asta... Trebuie să-l aduceți prin curier rapid. Da, putem, dar tot va dura tot atâta. Deci ori curier rapid, ori nu, tot atâta. Și am zis că, ok, fie cum zici tu. Lasă-l normal să vină ca și când l-aș fi comandat. Acum mult timp. Da. Ceau, asta a fost, vă las. Cum mai mori, like, share, comment, subscribe și ne vedem data viitoare. Eu am fost Dragonul și pa, pa!